Casa Verde a devenit un program în care românii își testează viteza. Este concluzia la care au ajuns asociațiile de prosumatori care au făcut inclusiv plângeri de fraudă la Ministerul Mediului. Numai la sesiunea de astăzi, pentru zona Olteniei, fondurile s-au epuizat în doar 1 minut și 20 de secunde, după ce zilele trecute sesiunea pentru București și Ilfov a atins recordul de 1 minut și 5 secunde. Experții spun că tot mai mulți oameni apelează la programe specializate de înscriere. Peste 6.000 de persoane din regiunea sud-est au reușit să prindă fonduri în etapa de astăzi, totul în doar 1 minut și 20 de secunde. Viteza de încărcare a documentelor a stârnit din nou controverse, mai ales că vineri a fost atins un alt record. Totul în condițiile în care timpul de înscriere în sesiunea de anul trecut era de 9 minute. Pe rețelele de socializare găsim numeroase filme care ne prezintă cum putem să înscriem un dosar în mai puțin de 40 de secunde, dar cu ajutor. După ce a fost activată extensia, vom trece la pasul următor, și anume configurarea datelor. Arătăm acum cum se introduc datele. Se apasă iconița, se introduc datele. Aici eu le-am precompletat dintr-o sesiunea anterioară de test. Vedeți, a fost undeva la 40 de secunde, dar bineînțeles că se poate face și mult mai rapid. Această aplicație știe deja care sunt cele 4 secțiuni din formularul de pe site-ul Administrației Fondului de Mediu, iar la apăsarea butonului Autofill introduce automat datele și documentele care pot fi încărcate și cu o zi înainte. Extensia reușește să completeze și codul CAPTCHA, care este un cod de securitate menit să facă diferența între utilizatorii umani și programele automate. Este greu de detectat, adică nu poți spune că cineva a făcut, nu ai dovada că cineva a folosit un astfel de plugin, decât timpul foarte scurt în care a completat poate să fie un indiciu. Asociația prosumatorilor din România a ridicat suspiciuni de fraudă și acuză vicierea sistemului. Asociația noastră va milita pentru schimbarea sistemului și am propus pe viitor să fie desemnați câștigătorii prin tragere la sorți computerizată exact pe sistemul loteriei vizelor pentru SUA. Sistemul Casa Verde panouri fotovoltaice nu a fost fraudat, în sensul în care cineva și-ar fi înscris beneficiarii obținând astfel un avantaj împotriva altor persoane fizice. Programul e victima propriului succes. În același timp, mai multe persoane acuză pe rețelele de socializare că site-ul s-a blocat și vor să dea în judecată administrația fondului pentru mediu. Asta ar fi nespus de nedrept. Cu siguranță o să semnalăm chestia asta, fie direct cu organizatorii, fie în instanță. Aproximativ 70.000 de familii vor putea să acceseze fonduri pentru panouri fotovoltaice din bugetul record din acest an de 2 miliarde de lei.